în orașul cu 300 de biserici, de Ion Minulescu. În orașul cu 300 de biserici, de 3 ani sună clopotele într-una. Și orașul e plin de lume ce se întreabă, unde-i Sfântul? Unde-i Sfânta fără nume? Pentru cine sună într-una clopotele de 3 ani? Preoți îmbrăcați în negru ca și cioclii, de 3 ani încruntați privesc mulțimea albă adunată în stradă. Preoți îmbrăcați în negru păsărilor mari de pradă tremură când văd mulțimea răzvrătită de 3 ani. Unde-i Sfântul? Unde-i Sfânta fără nume? Să ne spună pentru cine sună într-una clopotele de 3 ani. Cui trimitem noi atâtea lumânări și atâția bani? Unde-i Sfânta iertătoare de păcat? Să ne spună! Și întrebările mulțimii răzvrătite se ridică ca și valurile mării frământate de furtună și în orașul cu 300 de biserici parcă pică din văzduh amenințarea. Să ne spună! Să ne spună! În orașul cu 300 de biserici, de 3 zile nu mai sună niciun clopot, nici un clopot de aramă. Și orașul cu 300 de biserici, de 3 zile pare a fi pictat în dosul unui geam de panoramă.